Bă, dacă vă place această serie, m-am spus, o să mai chinuiți mai fac un episod. Dacă strângem 15 like-uri. Nu știu ce o să fac, n-am habar, credeți chiar n-am habar ce o să fac din raft. În plus, chiar n-am habar, dar o să mai încerc ceva. Mă bat cu el, gata. Bă, fraților, bine v-am găsit la un nou episod, cred că va fi ultimul nostru episod din seria aceasta, doar dacă vom strânge 15 like-uri, vom face un alt episod, nu știu, o să mă gândesc la ceva ce putem să facem, ce content să facem, dar în episodul de astăzi m-am gândit să omorăm Rechino. Da, ați auzit bine, să omorăm Rechino, amărât ăla de acolo, să-l omorăm. Gen, uitați, dacă mă duc în apă, el o să vină după mine și eu un buc și îl poți ataca. Asta e că noi nu vom face asta. Când el o să ne atace o clădire, o să-i dăm 3 lovituri și apoi el se va retrage. Asta nu știu, e doar o teorie. Și teoretic vom avea nevoie de mai puține lovituri când îl atacăm. Fiindcă deja i-am mai dat niște damage înainte, numai atât de vreo 2-3 ori, și am mai dat damage. Deci, teoretic ar trebui să câștigăm. Ideea e că nu știu cât damage îmi ia, cum se cheamă, putu-vă în gură cu mesajele voastre. Ideea e că nu știu cât damage îmi iau de la el ca să mă gen dacă mor instant sau nu. Bă, am fost morți, mai dat mesaj. Hai mă, Rechino, nu ne vii? Aparent nu vine. Din păcate. Mai stăm puțin, oricum ne mai dezvoltăm puțin baza de sus, dar ideea e că nici n-am resurse. Vreau să fac, uite, zona asta, să fac zona asta pentru fundație. Am spus că o fac, dar momentan nu cred că mi-o resurse să fac. Dar atât am pus în stare să facem. Zim că vii să taci. Hai, zim că vii să taci. Rechinaș. Hai să vedem. Hai, vii. Hai. Hai mă, aici sunt. Hai. Aici. Rechinule. Mă, ăsta e prost. Aha, i-am prins lovitura. Hai Rechinaș, Rechinaș, hai buiot, hai buiot, hai. Shit. Ok, deci l-am prins în lateral acum. I-am dat 3 lovituri, s-a băgat în apă. Da, unde e el acum, lol? L-am pierdut. Aparent l-am cam pierdut. Dar o să-l găsim cât de curând, sper. Dacă nu o găsim, e baiul mare. Bă, deja au trecut de minute și încă n-are să îi dau decât 2-3 lovituri. Rechino, uite, s-a întors. Hai, Rechinaș. Hai la tata. Hai la tata. Hai, 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 hai. Dar de ce mi-au damage? Stai puțin, eram în lateral lui, de ce mi-au luat damage? Ok, acum o să mănânc ceva. Îmi pare rău pentru să intre la Discord-ul să am încăpați și care dau mesaje. Și am uitat să-mi închid Discord-ul, credeam că nu o să se audă. Îmi pare rău pentru asta. Mă gândesc, oare ce o să se întâmple dacă ne pierdem toată viața? Da, trebuie să-l așteptăm să ne atace, altfel n-avem ce face și... Mă punem și niște mâncare pe foc, că avem nevoie de mâncărică. Ca să-mi refac viața. Sper că palmierul este gata. Dacă ar veni Rechino să-i dă totodată. Evident, era să uit de porcaia noastră. Hai că până atunci eu am... Ia uite, mă tâmpiți, bă, așa, eu până atunci voi distruge de aici din asta. Bă, nu termină cu spawn-ul că-ți dau ban, nu știu care ești pe Discord acum. Da? Bine, ban ăsta să-mi dat la acum asta bani. Și picior. Ai, nu. Am pierdut. Da. Ni s-au dus la mama naibii. Astea, catul astea de copos. Nu ci de copos, s-au dus la naiba. Și asta e. Cam greu. Și nu reușim să omorăm Rechino la handicapat. Cred că o să tai la montaj până... Sanchi, ascultă-mă cu atenție. Dacă mai faci o dată asta, să-mi bapăscă tot. Nu mai vezi una în viața ta. O să tai la montaj până ne atac Rechino, că pierdem timpul degeaba și nici nu reușim să facem mari lucruri.
Și mai dau și niște Dumnezei lui Sanchi, doar așa. Că mă enervează. Vrea el să mă enerveze azi. N-are ce face. Ai odat palmierele. Bun, am luat nucile de cocos. Acum trebuie să plantăm la loc ce am stricat. Sper că am făcut ceva lemn. Am făcut puțin. Loc resursele au început să ne vină foarte greu. Nu știu de ce, dar au început să vină foarte greu resursele. Din păcate. Dacă vedeți momentul ăsta, înseamnă că n-am tăiat nimic la montaj. Încă mă chinui să îmi dau seama cum să omor ignora la capăt. Cartoful crește? Crește greu. Uite că am scos 2 cartofi, ok. Acum am plantat 2. Dar unde e rechinul? Ok, momentan nu-l aud pe nenea. Rechina așa. Îl văd acolo, dar încă nu vine după noi. Bun, am făcut aproape complet partea asta, aruncăm niște fibre de asta. Hai să mergem înapoi să vedem, poate să devenim, poate reușim să-l omorăm. Bine că te-ai dus înapoi, n-am mâncat iar. Și am altceva, stau și l-aștept, nu? N-am aici ce. Bă, frate, nu știu, dacă vă place această serie, m-am spus, o să mai gândesc, mai fac un episod. Dacă strângem 15 like-uri. Nu știu ce o să fac, n-am habar, credeți, chiar n-am habar ce o să fac din raft, în plus. Chiar n-am habar, dar o să mai încerc ceva. Mă bat cu el, gata, rechilim pa. Oricum, i-am mai dat lovituri și înainte, deci e ok. Deci, am omorât și rechilul, nu? 625. Bă, e ok, presupun. Serios, alt rechin. Ok, deci alt rechin. Aparent, nu prea mai avem ce face. Am omorât și rechinul, am primit shark. Am primit ca cărnițe de asta de rechin. Aparent nu mai avem ce să mai facem. Bă, dacă aveți vreo idee, deci uitați cum facem, mă băieți. Când strângem 15 like-uri, o să mă chinui să fac un episod nou. Nu știu să postez, poate să fac un update. Am noroc și o să vă arăt ce s-a făcut în update ăla. Sau o să-mi dați voi niște idei ceva. Prin moment de față chiar nu mai am habar ce să mai fac. Mai pun aici o fundație. Și cam aia e, fraților, nu mai am să mai fac. Efectiv nu mai am să mai fac, resursele vin greu. Și cam asta ar fi. Bă, până data viitoare nu uitați să vă abonați și ne vedem pe live stream-uri, băieți.